O să ascultați o melodie și vă citești un mesaj la final și aflăm cine ne-a trimis, da? Da. Dați dumneavoastră... Măicuțul meu, pătrâne lui tare, milă mie de el, mă. Pătrâne a ajutorat, puterile l-au lăsat, mă. Măicuțul meu, pătrâne lui tare, milă mie de el, mă. Puterile l-au lăsat, mă. Ai îmbătrânita e ca cerneala după foaie. Și ai tâmplele albide de zile amare și frite. Ai îmbătrânita e ca cerneala după foaie. Și ai tâmplele albide cuvinte. Da, puteți da, să-l puneți. Iar tot a tăi. Și mesajul spune așa. Dragă bunicule, să știi că nu te-am uitat. Tu ai fost cel care a vegheat asupra noastră, ai fost înarmat cu răbdare și ai fost lângă noi toți unde am avut nevoi și probleme. Acum suntem mari cu toții, cu familie și întotdeauna ne-ai vrut pe toți la masă. Să ne vezi zâmbetele de pe față, să fim o familie frumoasă. Îți urăm la mulți ani și multă sănătate, tataie și mamaie. Vă iubim mult! Cu mult drag! Nicu, Liliana, Florin și Zâna, dar și din partea nepoților. Să te dăm nezvoltă. Ia uitați. Nicușorul. Da. Vreți să le spuneți ceva? Eu le mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-a acordat-o. Și le urez multă sănătate lor și la copiii lor și putere de muncă. Să-și îndeplinească și ei dorințele pe care ți le-a pus în gând în viitor, într-o casă, că de-aia să-i chinui și acolo, cu copilașul lor, să dea Dumnezeu sănătate, cu drag și lui Nicu și lui Florin și la toți copiii, și lui Alina, la toți copiii. La mulți ani și din partea noastră, să fiți sănătoși și să aveți parte de tot ce e mai bun. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag! Vă doresc și eu, dumneavoastră, mulțumim. Că v-ați obosit, v-ați venit pe la mine, nicio problemă. Nu mă așteptam, sănătate la familie, la copii, părinți de părinți, mulțumim. Să nu mai bine. Mulțumim, la fel, sănătate!